Bună seara și bine v-am regăsit. Stăm de vorbă în această seară cu doamna prim-ministru Natalia Gavriliță. Bună seara și bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit. V-am așteptat mult, dar iată că ați venit într-o săptămână foarte importantă pentru Republica Moldova și cu asta voi începe. Ce răspuns credeți că vom primi pe 24 de la Consiliul European? Sperăm foarte mult să primim un răspuns pozitiv. Sperăm ca șefii de state în Consiliul European să susțină opinia Comisiei Europene care a fost anunțată săptămâna trecută și să acorde Moldovei statutul de țară candidat. Chiar dacă sunt anumite condiții, trebuie să implementăm anumite reforme, să ne asigurăm că mergem înainte și progresăm cu reforma justiției, cu combaterea corupției, cu respectarea drepturilor omului. Și iată că am pierdut multe trenuri în anii 90, în anii 2000. Îmi amintesc în anul 2003, atunci când la Tesalonice s-a acordat statutul de țară candidat pentru țările din Balcanii de Vest, atunci Moldova a scăpat un tren. Și chiar dacă 2 ani mai târziu, în 2005, oricum a fost anunțat direcția de integrare europeană, trenul era dus. Și bine, acum... dar a fost anunțată doar pentru o scurtă perioadă, ca exact. Un an mai târziu, nu mai vorbim ce a fost după, deja s-a renunțat. Da, să ne amintim că atunci era la putere Vladimir Voronin și Partidul Comuniștilor. Da, chiar dacă avem timpuri foarte complicate acum și această fereastră de oportunitate istorică de fapt a fost oferită de o schimbare geopolitică, este foarte important că cetățenii Republicii Moldova au votat pentru o direcție pro-europeană, au votat pentru reforma justiției, pentru consolidarea instituțiilor democratice și suntem în acest moment când suntem foarte aproape de a obține acest statut de țară candidat. Și... dar avem de făcut foarte multe lucruri. În reforma justiției, combaterea corupției, să nu uităm că marile dosare încă sunt nerezolvate. La fel sunt condiții legate de administrația publică. Noi am discutat odată și este gata guvernarea de o reformă a administrației publice. Cu siguranță, noi lucrăm la un concept de strategie a reformei administrației publice. Avem și anumiți pași pe care i-am întreprins deja. De exemplu, am început procesul de reformare a sistemului de salarizare în sectorul public și vom continua să mergem pe calea creșterii salariilor, creșterii productivității în sectorul public și consolidarea capacităților de a implementa proiecte, de a absorbi fonduri, pentru că de asta trebuie pentru să asta ne pregătim. Trebuie să le acordați independență. Nu? Cui? Funcționarilor publici? În primul rând, primăriilor și toți cei care pot ca să absorbă vorbiți despre administrație publică, administrația publică în general. Locală. Nu, da, nu da. Vorbim numai despre... Vorbim inclusiv despre administrația publică locală, care trebuie să obțină mai mare independență, care să poată absorbi aceste fonduri europene, să dezvolte localitățile. Într-adevăr, este vorba de un grad de independență, dar este vorba și despre consolidarea capacităților. Ori noi cunoaștem că se pot atrage capacități mai bune, se pot atrage specialiști mai buni în administrația publică locală, acolo unde sunt comunități mai mari, acolo unde putem oferi salarii pentru servicii care se oferă unui grup mai mare de cetățeni. Și aici există un concept de amalgamare voluntară a primăriilor, așa cum s-a făcut în alte țări. Deocamdată nu au fost prea mulți doritori să facă această amalgamare voluntară și de aceea lucrăm la un mecanism de încurajare. Deci care ar fi stimulii pe care îi poate oferi guvernul central pentru crearea unor comunități mai mari. Să zicem, putem să oferim salarii mai mari acolo unde sunt comunități mai mari, putem să orientăm anumite investiții ale statului spre comunități mai mari. Noi vedem cum se dezvoltă
orașele, de exemplu, în Moldova și vedem că acolo unde orașele au capacități mai bune, se întâmplă și să câștige proiecte de investiții, proiecte de apă și canalizare, stații de epurare, drumuri și așa mai departe. Dar la o reformă a administrației publice locale, actuala guvernare se gândește? Știu că v-am întrebat la începutul mandatului dumneavoastră și ați răspuns negativ. Între timp, situația s-a schimbat? Nu am răspuns negativ. Atunci am spus că facem o analiză. Acum suntem într-o etapă unde finalizăm această analiză și în cel mai scurt timp vom veni cu un concept de reformă administrativă, atât la nivel central cât și la nivel local. Și aici este vorba nu despre reformarea teritorială administrativă. Am înțeles. Este vorba mai mult despre cum stabilim competențele și fluxurile financiare între guvernul central și local în așa fel ca să oferim cele mai bune servicii cetățenilor. Nu este vorba despre o reformă administrativ-teritorială, înțeleg. De ce? Deci este asta vorba... ar conduce la cheltuieli mai mici, la multe lucruri pozitive, poate... Da, oamenii s-au obișnuit cu raioanele, cu localitățile lor și vor să acceseze servicii mai aproape de ei. Și noi vom menține anumite servicii în teritoriile cu care s-au obișnuit. Aici este vorba și de transport, și de, să zicem, servicii de notariat. Sau... Deci oamenii s-au obișnuit cu o anumită organizare. Deci noi vom veni cu anumite modificări care, pe de o parte, să ofere servicii mai bune cetățenilor, pe de altă parte, să nu afecteze accesibilitatea acestor servicii sau distanța pe care trebuie să călătorească. În același timp, sunt multe aspecte care pot fi îmbunătățite. Este foarte bine cunoscut faptul că aceste consilii raionale, foarte multă lume crede că trebuie revizuite competențele, revizuit modul de luare a deciziilor, deci vom veni cu anumite idei în această privință pe care, evident, trebuie să le discutăm împreună cu autoritățile publice locale, împreună cu toată societatea. Și să mergem pe această cale pentru ca această reformă să fie una sustenabilă. Pentru că ne amintim deja care sunt consecințele atunci când se fac anumite modificări care nu sunt acceptate de societate și pe urmă se revine, dar cel mai important este să alegem o cale și să rămânem pe ea. Da, sigur că nu avem când să intrăm un pic în istorie și să ne amintim că a fost o astfel de tentativă și poate că dacă n-ar fi fost schimbată de către comuniști, poate că acea reformă ar fi adus lucruri pozitive pentru Republica Moldova. Nu poate, dar cu siguranță așa ar fi fost. Pentru asta e nevoie și de curaj. Sigur că este acum mai simplu pentru oameni să meargă la primărie la doi pași și este mai complicat să meargă mai departe. Haideți să mergem mai departe. Vorbim despre statutul de candidat pentru aderare, da? Totuși, ce vă spune feeling-ul? Da sau nu? Vineri. Ce... Cred că este foarte greu de prezis, pentru că sunt anumite țări care au îngrijorări în privința extinderii Uniunii Europene, de aceea trebuie să ne moderăm așteptările. În același timp, cred cu tărie că am demonstrat că suntem pregătiți pentru a începe negocierile, pentru că avem o democrație funcțională, pentru că am demonstrat, împovita tuturor crizelor, hotărârea de a merge pe reforma justiției. Iată că avem un procuror anticorupție
cu o mare credibilitate, inclusiv pe plan internațional. Am demarat deja evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Procese care au început, dar care vor dura. Procese de curățire a practic vom simți statului, schimbări nu atât de repede cum își dorește populația. Da, dar pentru decizia de vineri sau sâmbătă, oricând va fi ea, văd că semnalele sunt pozitive de la oficialii europeni și mă uitam acum pe ultima declarație, inclusiv a președintelui Consiliului Charles Michel, care spune că viitorul Ucrainei, Moldovei și Georgiei se află în Uniunea Europeană, deși Georgia a fost lăsată la o parte. Voi invita Consiliul să acorde statut de candidat Ucrainei și Moldovei. Acum rămâne să vedem ce se va întâmpla. Mă uitam pe o declarație făcută de Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, care spune că intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană și deja și a noastră, da, dar nu ne precizează aici, este cu adevărat posibil abia până la jumătatea secolului. Uh-huh. Iar până în acest moment, Uniunea însăși ar putea să dispară. Bine, este foarte clar că trebuie să ne facem temele de acasă. Trebuie să ne asigurăm că ajungem la acele standarde care sunt necesare pentru a adera și a deveni membru a Cam cât credeți că va dura pentru depinde Republica de noi, Moldova? Depinde de noi, depinde cât de uniți vom fi, depinde ce coeziune socială vom avea pentru a îndeplini aceste reforme complicate. Am văzut țări în care a durat 8 ani, am văzut țări unde au trecut 20 de ani și procesul este încă în derulare. Da, pe de altă parte, de la depunerea cererii până la obținerea acestui statut, nu cred că s-a gândit cineva că va fi atât de puțin timp. Exact, dar urmează încă să fie demarate negocierile. Deci Comisia Europeană a vorbit despre anumite condiții care trebuie îndeplinite pentru ca să înceapă negocierile. Și mai avem de obținut anumit progres, după cum am spus, în aceste domenii, înainte ca să demareze negocierile și să putem accesa fondurile europene, un lucru foarte important. Astăzi, de exemplu, am avut discuții cu agricultorii și nu putem compara fondurile europene care sunt disponibile pentru finanțarea agriculturii în România, țară membră a Uniunii Europene, și în Moldova, unde facem totul cu eforturile noastre. Deci, dar aici este vorba nu doar de beneficii materiale sau de obținerea acestor fonduri, dar și de expertiza care vine împreună cu acest proces de negociere a diferitor capitole. Da. Mergem mai departe. Protestele de ieri. Partidul Șor a protestat în centrul capitalei, cerând plecarea de la putere a PAS și organizarea de alegeri anticipate. Cum comentați dumneavoastră acest protest, aceste revendicări? Este un semn de democrație funcțională atunci când cei nemulțumiți pot să protesteze. Și chiar dacă au fost în Piața Marii Adunări Naționale foarte multe persoane care au fost aduse organizat, probabil și plătite, despre asta trebuie să vorbească instituțiile corespunzătoare ale statului, totuși eu știu că sunt foarte mulți oameni în Moldova cărora le este greu în această perioadă. Aceste creșteri de prețuri le afectează bunăstarea și acești oameni sunt în drept să ceară guvernului, instituțiilor statului răspunsuri și soluții. Și noi credem în dreptul oamenilor de a protesta, de a manifesta și chiar dacă avem situație excepțională, situație de urgență declarată în Parlament și am avea dreptul să interzicem manifestațiile publice, nu o facem atâta timp cât nu există
motive de securitate ca să întrerupem aceste manifestări paștice. Am văzut ieri, potrivit presei, că și-au dat mâna mai mulți oameni, da? Căutați, fugiți în afară în organizarea evenimentelor de ieri. Presa scrie că apropiatul lui Platon avea de organizat un concert. Apropo, de ce nu s-a permis instalarea scenei? Pentru că nu existau documentele care confirmau sau contractele care ar fi permis amplasarea legală a scenei. Deci, pe de o parte, există acest drept de a protesta, de a organiza manifestații, pe de altă parte, noi avem lege, avem anumite acte normative care trebuie respectate. Și dacă nu sunt respectate, atunci nu trebuie să fie permisă amplasarea. Dar cine ar trebui să verifice, cine plătește, cine ar fi trebuit să plătească artiștii, cine a plătit acest deplasarea oamenilor, pentru că este evident că ei au venit organizat, am văzut în imagini microbuzele, autobuzele și cineva a plătit pentru această deplasare. Da, în primul cine rând este? Ministerul de Interne. Și, da, înțeleg că au fost documentate anumite încălcări, de aceea și nu s-a permis amplasarea acestei scene, dar au fost și însă și artiștii care am văzut că după ce și-au dat seama că sunt implicați într-un joc politic murdar, au renunțat, majoritatea din ei au renunțat singuri să vină la acest concert. De exemplu, Kirkorov avea să cânte, el nu a avut nicio problemă. Da, vorbesc despre ceilalți artiști care au făcut anumite declarații. Exact, dar pentru Republica Moldova, faptul că acest artist rus care, da, a luat apărarea Ale Pugaceva și altor artiști care au fugit din Rusia, da, declarându-se împotriva războiului, era o problemă pentru Republica Moldova ca el să cânte în centrul orașului? Sau nu? Deci, în opinia mea, noi trebuie acum să demonstrăm unitate, solidaritate, coeziune socială și tocmai să nu permitem hoților să-și unească forțele ca, utilizând această situație geopolitică, să revină la furturi. Am văzut că nu au finanțare legală care să le permită să arate contractele în mod legal și în acest caz, da, este o problemă să instalezi, că nu poate veni oricine fără niciun fel de ordine și să instaleze scene în Piața Marii Adunării Naționale. Da, despre, se vorbește despre proteste destabilizatoare în toamnă, despre faptul că și-au dat mâna mulți, da, dintre politicieni. S-au unit hoții, da. Politicieni, unii care sunt, au fugit de mult, alții care nu sunt politicieni, ci oameni de afaceri sau, mă rog, se vorbește de mult. Acum a apărut din nou în atenție acest subiect și se vorbește despre proteste destabilizatoare în toamnă. Dumneavoastră aveți informații despre asta? Organele statului v-au oferit astfel de informații? Există astfel de temeri? Noi vedem că se încearcă crearea unei mișcări de destabilizare și anume de aceea îndemn oamenii să nu fie manipulați, să nu se folosească această situație într-adevăr dificilă. Guvernul lucrează la mai multe programe pentru a crește veniturile cetățenilor și pentru a ajuta antreprenorii în această perioadă și le putem discuta aici. Important este să nu existe această manipulare sau cumpărare de, nu pot să spun voturi pentru că nu este vorba despre alegeri, dar să nu fie aceste manifestații plătite pentru ca să mai facă oamenii un ban, pentru că pe termen lung aceste persoane oricum vin ca să
poată avea acces la resursele statului și să poată fura cum au mai furat înainte. Mergem la securitatea energetică a Republicii Moldova. Este un lucru care ne preocupă. Vom vorbi apoi despre prețuri, pentru că despre asta vorbim de luni de zile și situația este extrem de serioasă. Sărăcia a ajuns ca să îngrijoreze cetățenii mai mult decât războiul. Haideți să începem cu securitatea energetică. De unde luăm curent în luna iulie? La moment negociem în fiecare lună atât cu centrala electrică de la Cuciurgan, cât și cu întreprinderi din Ucraina pentru furnizarea energiei electrice. În cazul Ucrainei este evident de ce în fiecare lună, pentru că acolo e război și oamenii aceia nu ne pot da garanții că ne pot oferi pe termen lung. Da? Dar de ce cu partea stânga a Nistrului negociem atât de greu și ne negociem fiecare lună și de ce? Să știți că avem posibilitatea de a semna cu Ucraina pe mai multe luni. Da, există un grad de incertitudine și aceste contracte ar trebui să aibă anumite posibilități de indexare a prețurilor și de aceea cumva abia am început aceste discuții și această relație. Reamintesc că în iunie este prima lună când am cumpărat 30% din electricitate din Ucraina. Din Ucraina. Da. Și luăm în calcul și posibilitatea semnării unui contract pe un termen mediu, să zic, sau scurt mediu, nu pe o lună, dar poate... Cu Ucraina, cum de am obținut un preț atât de bun, vorbim despre $77, atâta vreme cât traderii locali spun că prețul ar trebui să ajungă undeva în jur de 93, cu tot cu transport, cu tot cu ceea ce... Ce am oferit ucrainilor sau cum am negociat cu ei să obținem acest preț? Deci am avut discuții cu mai multe companii. Evident că noi menținem discuțiile și relațiile și cu guvernul Ucrainei, inclusiv la nivel de miniștrii ai energeticii. Deci, există niște înțelegeri despre care noi nu știm? Nu. Este vorba despre o relație de prietenie și o relație comercială normală cu aceste companii, pentru că am cumpărat, de fapt, noi am cumpărat o parte din electricitate și de la Ukrhidroenergo și de la Energoatom. Deci, și am tot menținut discuțiile pentru ca să găsim furnizori care ne oferă un preț mai bun. Și ei ar încheia cu noi un contract pe termen lung cu acest preț de $77? Da, discutăm chiar și un preț mai mic, dacă este posibil. Deci noi, principalul nostru obiectiv, încă o dată întreb, pentru că principalul nostru obiectiv, ucrainenii de asemenea deja se gândesc să intre pe piața europeană. Dacă dumneavoastră vorbiți despre traderi care spun despre anumite prețuri, depinde, poate să fie prețul de la zi la zi sau prețul de pe bursa internă, mai este prețul care este acordat de țările europene, pentru că odată cu aderarea la sistemul de transport, Ucraina va putea exporta volume foarte mici, dar va putea exporta și în Uniunea Europeană. Dar la preț mult mai mare decât pentru Republica Moldova. Sigur. Trebuie să vedem, pentru că încă sunt discuții referitor la termenii comerciali. Așa dar într-adevăr, în prețul Europa, va fi mai mare. Iată, chiar și în România, prețul este de 4 ori mai mare ca la noi, exact, la electricitate. Și atunci cum va fi cu contractul nostru? Noi suntem încrezători că putem negocia un contract bun, da, poate nu pe termen lung, da, cu anumite riscuri în ceea ce privește securitatea energetică, pentru că oricum în Ucraina este război și este o situație absolut ieșită din comun. De aceea noi continuăm să stabilim
relații comerciale bune, de încredere cu companiile din Ucraina. În același timp, negociem și cu centrala de la Cuciurgani, pentru că obiectivul nostru este să obținem cel mai bun preț pentru cetățeni. Și ați observat că în ultimele 3 luni am reușit să menținem prețul la nivelul care exista anterior. În același timp există această incertitudine, pentru că nu avem contract pe termen lung și în fiecare lună ne întrebăm de unde luăm, vom putea lua, la ce preț și așa mai departe. În cazul centralei de la Cuciurgani, noi am avut contracte cu ei pe termen lung. Ce s-a întâmplat acum? Ce se întâmplă de a putem încheia aceste contracte doar pentru o lună? Așa sunt negocierile, deci ei nu vor să încheie contract pe o perioadă mai lungă de timp. De ce? Înțeleg că inclusiv este vorba despre schimbările care au loc în regiunea transnistreană odată cu închiderea hotarului cu Ucraina și posibilitățile de a utiliza lei, de exemplu, și nu știu dacă sunt și alte motive. Uzina de la Râbnița, care a primit la fel pe același termen autorizație de mediu. Temporară, da. Și înțeleg că asta a fost o înțelegere. Deci noi adică am discutat un spectru mai larg. Într-adevăr, este vorba despre negocieri. Da? Și în aceste negocieri noi încercăm să obținem cele mai bune rezultate pentru oameni, pentru că încercăm să facem tot ce ne stă în puteri ca să stabilim această creștere de prețuri și tarifele la energie electrică contează în această ecuație de creștere a prețurilor. Dar corectați-mă dacă spun ceva incorrect. Adică noi am oferit această autorizație de mediu uzine de la Râbnița ca în schimb să primim electricitate la acest preț, pentru că era o perioadă în care și Cuciurganul ridicase prețul. Nu, noi am discutat un spectru larg de subiecte, inclusiv, de exemplu, posibilitatea de a importa medicamente care poate nu sunt exact după nomenclatorul Republicii Moldova. Am discutat despre funcționarea uzinei de la Râbnița și deci importanța funcționării acestei uzini, inclusiv pentru a nu crea anumite situații de o catastrofă umanitară, dacă vreți. Pentru că această uzină contribuie foarte mult la bugetul regiunii transnistrene. Exact. De aceea, la fel ca și centrala de la Cuciurgani. În acest context au avut loc discuții și despre prețul la energia electrică și despre toate aceste subiecte. În același timp, vreau să reamintesc telespectatorilor că chiar la o emisiune a dumneavoastră am vorbit mult timp de ce este important ca pârghiile de decizie să fie în mâinile Guvernului Republicii Moldova și nu să avem o restricție de export din partea Uniunii Europene și așa mai departe. Uitați-vă că aici s-a demonstrat că această decizie a Guvernului a fost una corectă. Deci în asemenea discuții este important să existe anumite pârghii. Și noi folosim tot spectrul de instrumente pentru a ne asigura că cetățenii au acces la energie electrică și prețul este cel mai mic. Adică acum noi trebuie să ne pregătim de o iarnă complicată, pentru că provocările continuă. Războiul nu s-a încheiat. Și ne așteaptă, iată așa, vă dați seama câtă capacitate a guvernului, a oamenilor, conducătorilor în stat se utilizează în fiecare lună pentru ca să ne asigurăm că nu cresc prețurile, pentru ca să ne asigurăm că avem cele mai bune decizii în interesul general. Așa. Pentru ca să menținem pacea, stabilitatea,
să acționăm acolo unde putem modera creșterea prețurilor. Am pentru înțeles. Că despre, despre aceste lucruri noi vom discuta. Putem. Nu noi avem discuta. Ideea este că am făcut această legătură între curentul luat de la Cuciurgani și uzina de la Râmnița, pentru că este evidentă această legătură. Și dacă, de exemplu, în iulie vom lua curent de la Cuciurgani și iar uzina de la Râmnița va primi autorizație pe o lună, va fi și mai evident că e o înțelegere. Dar cineva verifică ce se întâmplă acolo la uzina de la Râmnița? Se respectă regulile pentru a obține această autorizație sau nu? Uzina de la Râmnița a aplicat pentru a obține autorizații pentru emisii și pentru deșeuri. Procesarea acestei aplicații permisiunile care sunt necesare sunt în proces. Da? Între timp, pentru că Agenția de Mediu și Inspecția de Mediu au emis deja un refuz cu solicitarea de a corecta anumite lucruri sau anumite deficiențe, care, apropo, ele țin mai mult de modul de organizarea documentelor, de anumite măsurări din laborator, dar la noi legislația de autorizație nu este atât de dură cum este în Uniunea Europeană. Noi încă nu am ajustat legislația noastră la solicitările europene. Păi de aceea, atunci înseamnă că noi mergem cu procesul obișnuit. El durează. Între timp, adică uzina ar putea... a fost solicitarea ca uzina să poată activa temporar. Pentru că nu există bani în buget și sunt necesari bani în bugetul regiunii. Nu doar. Aceasta trebuie privit într-un spectru mai larg de probleme pentru care a evita țin această de... catastrofă despre care exact. A spus. Și noi trebuie să ne gândim la cetățenii noștri din stânga Nistrului. Noi trebuie să ne gândim să acționăm calm și rațional în această perioadă foarte, foarte complicată, când principalul nostru obiectiv este să deescaladăm situația și să menținem pacea și stabilitatea în regiunea noastră. Tiraspolul a devenit mai dependent de Chișinău după ce, mă rog, s-a securizat cât de cât frontiera, s-a terminat cu contrabanda și așa mai departe? Cu siguranță Tiraspolul se confruntă cu provocări majore cauzate de acest război. Noi pe dreapta Nistrului avem exportul orientat mai mult spre țările europene, avem legături comerciale mai strânse cu vestul. Regiunea transnistreană din stânga Nistrului avea legături mai mari cu Ucraina, cu Rusia, cu țările din Est. Deci, evident că este mai afectată, mai mult ca atât hotarul exact. Este închis, exact. Portul de la Odessa nu este disponibil și odată evident cu asta că provocările, s-a terminat și cu contrabanda. Provocările în regiunea transnistreană sunt mai mari decât pe dreapta Nistru. Despre curent am încercat să vedem. Până la urmă sperăm să avem un contract cu, la un preț bun cu Ucraina, spuneți, uh-huh. și să prelungim contractul cu centrala de la Cuciurgani atâta vreme cât... menținem prețurile jos. Așa. Pentru că acum vedem că diferența de preț între centrala de la Cuciurgani și furnizorii din Ucraina nu este atât 66, de mare. 66-77 din câte am văzut. 59 și 9. 60 și 77, da. Este destul de mare. $17. Asta sunt niște cifre pe care eu le-am văzut. Da, sunt mai mult calcule făcute. Medii. Da. Da. Ok. Publicitate. Mi se cere publicitate și revenim imediat după pauză. Rămâneți cu noi.
Da, continuăm. În noiembrie trecut s-a anunțat că o companie din India, ce merge mai departe, să vedem cum ne cum ieșim de sub această, din această situație de dependență, da? Noi avem, suntem dependenți de curentul produs în stânga Nistrului și o parte din Ucraina, altceva din altă parte putem să mai luăm din România. Mi-amintesc că cândva România a livrat curent Republicii Moldova, dar doar pentru o anumită parte de nord, centru nord, cândva în vremea guvernului Sturza, dacă mi-amintesc eu bine, și Moldova a rămas cu o datorie către România de vreo 27 de milioane. Poate ea a fost stinsă între timp, poate pur și simplu a fost ștearsă. Nu, n-am văzut, dar nu despre asta sunt discutăm. Sunt multe întrebări cu datoriile precedente și acum, cum au fost formate. Da, acum trebuie să vedem cum ieșim din această situație de dependență și am văzut că în noiembrie trecut o companie din India a câștigat licitația pentru construcția liniilor de interconexiune cu România, un proiect în valoare de peste 260 de milioane de euro. Am făcut eu un calcul, nu știu dacă este acolo, sunt mai multe Nu, este mai puțin. Mai puțin? Toate creditele pe care le-am văzut eu care urmau să fie. Acum întrebarea era la ce etapă se află? Se fac proiectările inginerești. Noi am adoptat și o lege, deci guvernul a propus Parlamentului și Parlamentul a votat deja această lege prin care construcția acestei linii se consideră de importanță strategică națională și există un regim special de preluarea unor terenuri care sunt necesare pentru construcția acestei linii de tensiune înaltă și ar trebui să avem această conexiune în 2024. Aceasta ne-ar permite, apropo, inclusiv să tranzităm gazul, electricitatea din Ucraina spre România și Uniunea Europeană. Noi ne gândim și la alte linii de tensiune înaltă care trebuie să fie construite pentru ca să avem o conexiune și mai bună. Da, se face și un studiu de fizibilitate pentru această stație back-to-back despre care se vorbește de foarte mult timp. Deci odată cu intrarea Ucrainei și Republicii Moldova în sistemul de transport european, trebuie schimbat deci detaliile tehnice, nu toate le înțeleg foarte bine, dar detaliile tehnice pentru această pentru stație, a putea face conexiunea, interconexiunea între România și Republica Moldova. Această companie din India este una de încredere? Va duce acest proiect la bun sfârșit? Pentru că nu își poate permite Republica Moldova încă o dată să riște și să nu finalizeze acest proiect. Vă amintiți că această companie din India a fost selectată înainte de a veni guvernul, deci înainte de, de preluarea mandatului de guvernul actual. Această companie a fost selectată conform procedurilor Băncii Mondiale, cu participarea specialiștilor din Banca Mondială. Atunci când am venit, deci am preluat mandatul în august, am făcut anumite cercetări, am discutat cu Banca Mondială, am încercat să vedem dacă există motive pentru rezilierea acestui contract sau anularea acestei licitații și ni s-au dat asigurări. Dar a mai făcut undeva astfel a mai făcut? Da, această companie are o reputație bună în India și a făcut proiecte pentru Banca Mondială de anvergură similară în alte țări, în țări din Africa și în alte țări din lume. Care este situația legată de importul de gaz? Pentru că noi în fiecare lună așteptăm să vedem mai avem gaz de la ruși sau nu, pentru că protocolul pe care l-am încheiat nu a fost respectat, nu am reușit să facem acel audit extern. Da. Nu este clar în acest moment care este situația legată de gaz. Cât timp vom mai avea gaz de la ruși? Deocamdată nu avem niciun indiciu că vor fi întrerupte livrările. Continuăm să discutăm despre data de
Când realist putem să facem acest audit? Cu cine discutați? Cu Gazprom? Da, se discută la nivel de Consiliul de Observatori ai Gazpromului. Pentru că înțeleg eu că toate solicitările, toate mesajele oficiale, da, deocamdată nu au am rămas primit, fără răspuns. Da, deci dar sunt... am trimis solicitări pentru a prelungi această dată din motive obiective. Nu au putut fi recrutate companii care să vrea pe perioada războiului să facă acest audit. Noi continuăm să căutăm companii independente care ar putea face auditul. Între timp, Curtea de Conturi continuă să facă auditul Curții de Conturi. Dar cu ce se schimbă situația? Am văzut că APP-ul s-ar pregăti, nu știu când, să facă o altă licitație. Păi de ce credeți că de data asta va veni o companie serioasă? Pentru că aici vorbim despre o companie care să poată fi, adică concluziile căreia să fie credibile și luate în considerare de Curtea de Arbitraj, de exemplu, în cazul în care se va ajunge acolo. Deci e ceva de genul, chiar vorbeam în această seară cu expertul Sergiu Tofilat și chiar încercam să întreb cum ar trebui să arate această companie. El spunea, a făcut o paralelă cum e genul companiei Kroll, da? Recunoscute internațional pentru ceea ce face și așa mai departe. Cu ce se schimbă situația? Dacă la prima licitație n-a venit nimeni, de ce credeți că la o altă licitație va veni cineva? Războiul nu s-a încheiat, lucrurile nu s-au schimbat, condițiile sunt aceleași? Bine, odată ce licitația nu a dat roade, putem merge și pe negocieri directe conform legii și APP-ul este în discuții cu mai multe companii reputabile ca să încercăm să convingem aceste companii să vină și să-și asume un asemenea contract. Evident că este vorba despre un consorțium, da, de companii, și o companie de audit și o companie juridică care să vadă Să facă o apreciere sau o judecată, investigații inclusiv, o judecată, da, dacă aceste datorii au fost acumulate într-un proces de bună guvernare, deci, a companiei. Deci înțelegem că APP-ul în acest moment negociază cu companii, da, care să accepte să facă auditul fără licitație? Deci avem inclusiv discuții cu mai multe companii. Și ar fi legal atrage, acest lucru. Da, da, odată ce licitația a ieșuat, următorul pas este discuție directă cu o companie. Deci nu neapărat se merge pe ideea organizării unei alte licitații. Totul va fi făcut în limitele legii. Dar încercăm să vedem cea mai bună cale pentru a identifica o companie sau un consorțiu de companii care să fie credibile și să ne ofere un raport care poate fi utilizat în negocierile pe această pretinsă datorie. Dar cam cât timp ar putea să dureze acest lucru? Pentru că deja noi am întârziat și lunile trec, noi trebuia să facem asta până la începutul lunii mai. Într-adevăr, dar a intervenit războiul și deci chiar eram deja într-o anumită întârziere, apoi acest proces a fost dat peste cap. Acum vedeți că suntem în procese complicate unde negociem în fiecare lună pe contractele de electricitate, dar sperăm să identificăm această companie în cel mai scurt timp. Dacă Rusia întrerupe livrările, ce facem? Care ne amintim, este planul? Ne amintim pe în care octombrie l-aplicați? Anul trecut am accesat gaze pe piața internațională. A fost o premieră pentru Republica Moldova. Am accesat volume mici, dar am demonstrat capacitatea, la preț mare. Da, capacitatea Republicii Moldova de a accesa piața. Problema nu este în furnizarea gazelor. Este în preț. Exact. Problema este în preț. Și vedem că am văzut o mică scădere a prețului pe piața internațională și chiar săptămâna trecută a fost luată decizia de a întrerupe sau de a scădea cantitățile livrate pe Nord Stream
și imediat prețul a luat-o în sus și acum s-a stabilizat la circa 1300 de dolari pe mie. Mult mai mult decât prețul pe care îl plătim în acest moment, da, pentru importul din Rusia. Da. Și de aceea cumva trebuie să spunem că putem asigura accesul la gazele naturale. Problema este la ce preț, cine o să plătească acest preț. Și de aceea noi vom face totul posibil ca să negociem o soluție care să nu afecteze cetățenii. Vom încerca să... Cu cine? În primul rând, vom încerca să ne asigurăm că nu este reziliat contractul cu Gazprom. Ne amintim că... Cum să vă asigurați? Cum să faceți asta? Pentru că... Să stabilim o nouă dată pentru acest audit, de exemplu, așa cum am solicitat. Doamna prim-ministru, Republica Moldova face pași către Uniunea Europeană. Da. Lucru care nu este tocmai văzut cu ochi buni de către Moscova. Ar fi acesta, inclusiv potrivit experților, un motiv pentru care Rusia ar putea ca să creeze probleme de ordin energetic Republicii Moldova. Sau să încerce cel puțin să pună presiune pe autorități. Vă așteptați, luați în calcul această variantă și ce plan aveți pentru această situație? Lorena, din păcate, acest guvern are planuri de contingență pe foarte multe sectoare. Deci, noi luăm în considerație toate riscurile, încercăm să elaborăm anumite strategii pentru cel mai prost scenariu și muncim ca să obținem cel mai bun scenariu în condițiile actuale. Evident că toate aceste discuții la nivel internațional pe care le vedeți, noi încercăm să găsim și alternative pentru furnizarea de gaze naturale. Dar este un lucru foarte complicat atunci când vedeți că toată Europa caută. Cu Azerbaijanul, de exemplu. Discutăm și cu Azerbaijanul. Ați văzut, am fost în Qatar, am ridicat acest subiect pentru că ar putea veni și prin porturile cu gaz lichefiat și prin așa numitele swaps sau schimburi am putea accesa în rețeaua de țevi gaze naturale. Din păcate, există contracte pe termen lung, există țări care sunt în căutare de volume mai mari, de aceea este o sarcină complicată. Ne pregătim și pentru scenariile unde va trebui să cumpărăm de pe piață. Discutăm acum cu partenerii noștri din Uniunea Europeană referitor la platforma comună de procurare a gazelor naturale. Încercăm să-i convingem să fie instituit și un fond de solidaritate care ar permite unor țări ca Republica Moldova să acceseze fonduri pentru ca să modereze impactul acestor prețuri. Problema la nivel internațional. Că această criză afectează inclusiv statele dezvoltate, statele, da, europene, într-adevăr. Și atunci când Moldova va avea nevoie de ajutor, cu siguranță acele state în primul rând se vor gândi cum își asigură ele securitatea energetică și apoi deci suntem într-adevăr într-o situație destul de critică în ceea ce privește securitatea noastră energetică, mai ales că vine sezonul rece în care prețul gazului livrat de ruși scade. Oricum, Lorena, da, este așa cum spuneți. În același timp, am văzut deja solidaritatea prietenilor noștri. Am văzut suport direct bugetului anul trecut, 60 de milioane de euro, care au venit, granturi, deci surse nerambursabile, care au venit să ne ajute atunci când a fost criza energetică. Am primit încă 53 de milioane de euro din partea Uniunii Europene și 10 milioane de euro din partea României, suport direct bugetului, la conferința din Berlin. Acum discutăm și cu alte țări despre posibilitatea de a oferi suport anume pentru moderarea impactului sau reducerea impactului creșterii prețurilor în sectorul energetic. Eu sunt sigură că vom avea și prieteni în acest proces. Așa. Important este, după cum am spus, să acționăm calm, să ne pregătim de toate scenariile și
important este că avem un guvern care are suportul Uniunii Europene, țărilor europene și care nu este în izolare, care nu trebuie să facă față acestor crize singuri. Vorbeam despre posibilitatea de a stoca gaz în România, de exemplu, sau în Ucraina era o perioadă. Acum am auzit și din România disponibilitate, dar întrebarea este cum stăm la acest capitol, că prețul nu a scăzut și am înțeles că avem stocat doar, avem stocate doar 24 de milioane de metri cubi, asta însemnând ce pe o lună de consum de vară sau dar, o săptămână de consum iarnă de iarnă ușor. Chiar acum suntem în discuții cu Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare pentru un credit de 300 de milioane. Să accesăm un instrument financiar care ne-ar permite procurarea unor cantități pentru stocul strategic al țării și ne-ar oferi resurse pentru procurări de urgență. Vorbim despre 300 de milioane de euro, dar la ce condiții și unde se află negocierile? Negocierile se află pe în ultima etapă. Sperăm foarte mult ca acest contract să meargă la bordul Berdului la sfârșitul lunii. Și în ce condiții accesăm creditul? Deci este în condiții concesionale, sunt condiții comparabile cu ceea ce a fost agreat înainte cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. O să discutăm despre asta odată ce o să fie aprobat creditul. Dar, într-adevăr, atunci când am început discuțiile cu Berdu, speram foarte mult ca pe perioada de vară prețurile la nivel internațional să scadă. Iată că războiul din Ucraina a schimbat lucrurile. Avem aceste prețuri exorbitante, prețuri record, care se mențin și pe perioada verii. Da. Este o situație, într-adevăr, de urgență. Da. Este o situație excepțională. Și noi vom face totul posibil ca să asigurăm accesul oamenilor la gaze naturale și să obținem cel mai bun preț și să compensăm pentru păturile vulnerabile impactul acestor înainte de pauză, pot, foarte scurt, vă rog, înainte de pauză, vă rog foarte mult să ne spuneți câți din banii promiși în cadrul platformei de la Berlin au ajuns la Chișinău, pentru că atunci cu toții ne-am uitat și am văzut, erau vreo 670 de milioane, undeva acolo, dacă am calculat noi bine. După care tot încercăm să vedem câți au ajuns din acei bani. Sună foarte bine, toată lumea se întreabă, uite ce dea bani și, păi, și câți au ajuns? Deci, banii care au fost anunțați la platforma de la Berlin au fost banii pe care statele le-au anunțat. Da? Acolo, în această sumă, au fost și bani despre care se știa deja. Vă dau un exemplu. România a oferit Republicii Moldova acel program de asistență nerambursabilă de 100 de milioane, la care a adăugat încă 10 milioane. Pe o perioadă de 7 ani, a adăugat 10 milioane suport direct bugetului, foarte important, pentru că acești bani pot merge direct pentru compensații, investiții și așa mai departe. Și aceste 100 de milioane au nimerit în această sumă. Sau, de exemplu, am semnat chiar a doua zi după Berlin cu Polonia un împrumut de 20 de milioane cu condiții foarte bune, trebuie să rambursăm doar peste 20 de ani la 0,1%, deci condiții excelente, care din nou a mers pentru finanțarea bugetului și deja erau incluse în buget. Da? Am înțeles. Și de aceea, dacă este să vorbim despre resurse adiționale care au fost anunțate și care încă urmează să fie disbursate, este vorba despre 53 de milioane de euro suport direct bugetului din partea Uniunii Europene. Este vorba de aceste 10 milioane din partea României. Este vorba despre aproximativ 10 milioane
de euro care vor merge în contul trezorerial al Ministerului Finanțelor pentru gestionarea crizei de refugiați, după care sunt sume de bani care au fost acordate instituțiilor internaționale, cum ar fi ICNUR, Înaltul Comisariat pentru Drepturile Refugiaților, sau alte organizații ale Organizației Națiunilor Unite, și mai sunt banii care au fost acordați pentru proiecte, da? De exemplu, 50 de milioane de dolari care au fost anunțate de guvernul SUA și vor merge pentru proiectele USAID sau Agenției pentru Dezvoltare a Statelor Unite în Moldova. Și noi știm care sunt aceste proiecte, da? Știm de MediaCorp sau de proiectele care susțin antreprenorii noștri, vinificatorii noștri, producătorii de textile, sectorul IT, da, sectorul industriile creative, da. Deci acordarea serviciilor pentru agenții economici. Am înțeles. Acum că ați explicat despre ce este vorba, am înțeles. În sfârșit, că am tot pus această întrebare timp de vreo 3 emisiuni, luăm publicitate și ne întoarcem să vorbim despre prețuri și despre soluții. Rămâneți cu noi, va fi o pauză scurtă. Da, continuăm. Suntem statul cu cea mai mare inflație din Europa, cu excepția Turciei. Vorbim despre asta de luni de zile. Am înțeles că avem inflație de import, că avem, din cauza războiului, a sectorului energetic, toate aceste probleme. Totuși, întrebarea este, autoritățile fac de ajuns pentru a lua măsuri ca acest lucru cât de cât să fie suportabil, pentru că deja a depășit toate limitele? Să știți că asta este preocuparea principală a acestui guvern. Noi facem analize, discutăm cu agenții economici, cu cetățenii, cu organizațiile internaționale și partenerii externi. Deci, pe de o parte, încercăm să moderăm creșterea prețurilor acolo unde guvernul poate interveni. Am văzut, de exemplu, în cazul uleiului, da? Că s-a intervenit și s-a micșorat prețul. Există și alte situații în care guvernul poate acționa ca atare. Deci, laptele am văzut la felul... Deci, noi avem o hotărâre de guvern care prevede acele produse care sunt social importante și pentru care este limitat adausul comercial. Și chiar și înaintea deciziei cu uleiul, a trecut pe neobservate decizia CSE, unde am inclus în spectru de produse social importante acele produse unde analiza demonstra că prețurile nu evoluau în același ritm cu prețurile pe piețele internaționale. Și este vorba despre anumite legume, cum ar fi varza, morcovul și carnea de vită, carnea de porc și anumite produse din carne de pui. Și am văzut că la aceste produse creșterea prețurilor s-a moderat. Noi continuăm să facem această analiză permanent. În același timp, noi ne amintim ce se întâmplă atunci când, bine, cel puțin generația mea își amintește ce se întâmplă când guvernul intervine cu reglementarea prețurilor și pot apărea deficite. Ne amintim deficitele de la sfârșitul anilor 90. De începutul anilor 90, scuze. Și noi suntem... De ce avem o inflație atât de mare? Pentru că avem un anumit tip de consum. Gospodăriile noastre au resurse mai limitate și consumă mai mult acele produse la care au crescut prețurile. Produsele alimentare și produsele energetice. Dacă este să luăm consumul unei familii medii sau unei gospodării medii, 45% din veniturile gospodăriei merg pentru produsele alimentare. Să știți că atunci când am vorbit, de exemplu, cu delegația unor reprezentanți ai Congresului SUA, ei au spus, în SUA nu includem produsele alimentare în indicele inflației.
pentru că prețurile sunt prea volatile. Și oricum SUA are peste 8% inflație, ceea ce nu s-a mai văzut de 50 de ani. Da, dar în același timp noi ne uităm la vecinii noștri de aici din zonă și vedem că Ucraina aflată în război nu are nici pe departe o inflație de 27% cum are Republica Moldova. În Ucraina sunt reglementate anumite prețuri, mai ales pe produsele care sunt produse în Ucraina. Noi am văzut că chiar și Ucraina a încercat reglementarea prețurilor la combustibil, s-a confruntat cu deficit și după asta a liberalizat prețul și acum prețul apropo la motorină este mai mare în Ucraina și în România decât în Republica Moldova. Apropo de combustibil, spuneți-ne, vă rog frumos, dacă instituțiile statului își fac treaba în acest domeniu. Și mă refer atât la ANRE, care trebuie să reglementeze, și la Consiliul Concurenței, care trebuie să intervină atunci când sunt înțelegeri de cartel, monopoluri și așa mai departe. Dumneavoastră, cum vedeți activitatea lor? La produsele petroliere sunt limitate, este limitat adaosul comercial la cel mai mic nivel din ultimii ani, 2,62. Și aceasta a fost introdus în toamnă de colegii mei din Parlament. Da, ne amintim. Dar crește prețul la nivel internațional. Și noi nu suntem producători de produse petroliere. Deci nu avem o problemă a instituțiilor statului care nu își fac treaba în acest domeniu. În acest mecanism am consultat mai mulți actori și colegii mei din Parlament permanent discută. Deci avem această marjă limitată pentru actorii în domeniul produselor petroliere și vedem că creșterea prețurilor ține foarte mult de aceste creșteri pe plan internațional. Din primăvara anului trecut, prețurile au crescut de 6 ori, am impresia. Și nu putem să nu fim afectați. Dar atunci, la ședința CSS, despre ce s-a vorbit atunci când s-a vorbit despre, s-au făcut niște recomandări către anumite instituții responsabile ca în măsură să facă mai mult? Și aici era vorba despre monopoluri și înțelegeri de cartel, despre intermediari, despre supracheltuieli, acolo unde e vorba de întreprinderi prestatoare de servicii. Deci, la ce s-au referit ei? Dacă nu a fost referința la produsele petroliere sau produsele în domeniul energetic? Deloc. A fost referință la întregul spectru de produse, pentru că am văzut impactul deciziilor CSE și a guvernului asupra acestor produse care sunt social importante. Exact. Am văzut impactul în domeniul uleiului și CSE s-a referit anume la astfel de exemple și suntem în permanentă analiză ca să vedem unde putem interveni. Acum, dacă este să vorbim despre Consiliul Concurenței, am văzut că Consiliul Concurenței a început deja să aplice anumite amenzi pentru Avia Invest. Dar este vorba despre investigații care au loc pe o perioadă mai lungă de timp. Așa este natura lucrului Consiliului Concurenței. Eu salut că am început să vedem anumite decizii. În același timp, am vorbit și cu membrii Consiliului Concurenței din România, care au fost recent într-o vizită și pârghiile pe care le are Consiliul Concurenței sunt mai mult de termen mediu și lung, pentru că trebuie să facă anumit tip de investigații, trebuie să colecteze probe, trebuie să treacă prin tot procesul de contestare în judecată. Am solicitat expertiza inclusiv a colegilor din Consiliul Concurenței din România în privința unor instrumente mai rapide sau de excepție. Inclusiv încercăm să vedem dacă sunt lucruri pe care le-ar putea
unde ar putea interveni guvernul. Și suntem în discuții permanente. Ce se întâmplă cu motorina, că nu există motorina care să se vândă ancro? Nu se poate, nu pot obține... Da, este un fenomen care... Și el durează deja de mult, nu este de ieri de astăzi. Despre asta am vorbit inclusiv acum 3 săptămâni la o emisiune, când nu se discuta atât deci, de mult. Nu există deficit public de motorina. Dar ce se întâmplă? Există motorina, dar este mai convenabil acum importul și exportul motorinii din Ucraina, pentru că sunt cantități mai mari. Anume de aceea, noi am, în cadrul Comisiei Situații Excepționale, am adoptat anumite decizii pentru a prioritiza livrările pentru piața locală. Și aici, din nou, trebuie să vedem cum funcționează aceste instrumente. Nu am mai fost într-o astfel de situație. Păi, și agricultorii au nevoie de motorină. Da? Ei pot să importe de capul lor motorină sau sunt nevoiți să se ducă aici și să cumpere angro? Că nu o să ducă să cumpere cu un litru. Există motorină pe piață. Acum au crescut și stocurile în ultimele zile. Deci... această problemă este în curs de rezolvare. Deci ei nu pot importa de capul lor motorină? Ba da, pot. Deci companiile pot importa. Nu companiile, importa. Agricultorii. Păi nu sunt da. Companii. Păi sunt, nu mă refeream la companii petroliere, am crezut că la asta v-ați referit dumneavoastră. Deci companiile care se ocupă de agricultură se pot duce cu cisterna să-și ia motorină din Bine, nu statele știu, vecine? Nu știu care este reglementarea, deci ce fel de licență trebuie să ai, ce fel de deci permisiuni, dar nu există probleme cu importul de motorină în Republica Moldova. Așa. Ce alte creșteri de tarife ne mai așteaptă din calculele făcute de guvern? Noi facem totul posibil ca să ținem tarifele la un nivel scăzut. Dimpotrivă, încercăm să vedem unde putem scade tarifele acolo unde ține de guvern. Am văzut încă câteva luni urmă am luat decizia de a scade tarifele la serviciile Agenției de Servicii Publice, da. La aceste centre multifuncționale. Acum, recent, am luat decizia pentru reducerea tarifelor la serviciile consulare și, dimpotrivă, încercăm să vedem unde... am putea reduce tarifele pentru cetățeni. Am văzut că presa socialistă, apropo de pașapoarte, scria că această companie care a câștigat licitația de a oferi Republicii Moldova aceste blanchete pentru pașapoarte ar fi supusă unui dosar penal în Polonia, ar fi o companie nu foarte curată. Problema era în această taxă de royalty, 13 euro pe fiecare pașaport, care era administrată de companii intermediare. Deci erau aceste scheme de intermediare despre care am vorbit. Da, eu vorbeam acum despre compania care a câștigat licitația, compania poloneză care a câștigat licitația. Să nu dea cunoaștem despre... Deci aceasta este o companie reputabilă și este bine cunoscută în domeniul elaborării pașapoartelor. Eu reamintesc cetățenilor că am eliminat această taxă de 13 euro pe pașaport și datorită acestui fapt ne putem permite să scădem să avem prețurile. O tehnologie mai bună, vom avea pașapoarte după aceeași tehnologie ca și în România, cu această pagină mai dură și prețul va scade. Sperăm foarte mult ca să anunțăm această scădere de prețuri chiar în luna următoare. Da, despre scheme tot așteptăm să ne spună deci nu guvernul. Reușim să discutăm despre toate auditele, toate aceste rezultate de investigație pe care le transmitem procuraturii. Ne amintim că despre schema cu pașapoarte am reușit să comunicăm la începutul mandatului, dar de atunci am avut și aceste
modificări la Agenția Națională pentru Protecția Concurenței, și acolo a fost și dosar penal și au fost reținute persoane. Acum rămâne să vedem cu ce se încheie toate aceste lucruri. Am făcut un audit la Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii și am eliminat deficiențele care au apărut acolo și suntem în proces de restructurare, deci chiar în foarte scurt timp vom veni cu un concept de Organizație de Dezvoltare a Antreprenoriatului și programe noi pentru antreprenori care vor fi implementate de această organizație pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Avem rezultate și în întreprinderi de stat. Nu mai sunt aceste scheme la metal feros și metal feros mai există? Da, și activează. Avem întreprinderi de stat unde chiar și în aceste timpuri dificile vedem pentru prima dată profit. Și acum APP lucrează la analiza tuturor rapoartelor financiare și o să trebuie să mergem mai departe. Date. Întrebarea era următoarea și vreau un răspuns foarte, foarte scurt. Dacă guvernul are un plan foarte clar de depășire a acestei crize, pentru că populația sărăcește, iar asta este cea mai mare problemă cu care se confruntă în acest moment Republica Moldova. Da. Vă amintiți, pe 23 februarie, chiar cu o zi înainte de acest război nedrept care ne afectează atât de mult, aveam o conferință internațională pentru ca să discutăm strategia națională de dezvoltare pe care am actualizat-o în contextul nou. Iată că războiul a dat peste cap și această versiune actualizată. Acum lucrăm să finalizăm această strategie, inclusiv cu priorități pe termen scurt, unde avem și reforme urgente, anumite reforme pe care deja le facem, cum ar fi reforma ajutorului social sau acest mecanism de vulnerabilitate, de reducere a vulnerabilității energetice pe care îl vom introduce din toamnă. Și anumite programe Fanion în afară de satul european sau programe despre care cetățenii au auzit. De exemplu, avem programul Start pentru tineri, avem planuri de creștere a salariilor, avem planuri de fortificare a deci acestor finanțări pentru companii, avem noua politică fiscală care va fi una ambițioasă. Suntem în negocieri cu Fondul Monetar Internațional pentru ca să-i convingem să mergem pe calea unui sistem fiscal atractiv în regiune. Este... Da. Deci, noi, când va simți cetățeanul simplu faptul că nu mai scoate din buzunar cu atâția bani în plus pentru ca să-și Lorena, dacă ști, să-și plătească serviciile și așa mai departe. Dacă ști când se va termina acest război, aș putea da o anumite scenarii. Ideea Dar este că noi nu știm judecând după sondaje, vor evolua lucrurile. Judecând după sondaje, PAS a fost deja depășit de socialiști în sondaje. Ne uităm la... Nu știu ce sondaje... Da, ultimul sondaj pe care l-am văzut și chiar pot să vă spun și când a fost realizat, dar o să ne ia mult timp. Într-adevăr, așa stau lucrurile. Ideea este că ne-am putea pomeni cu, din nou, cu stânga la putere. Faptul că oamenii sunt tot mai săraci va alimenta și protestele despre care vorbeam la începutul emisiunii și atunci întrebarea este ce face guvernarea pentru ca succesele pe plan extern obținute să fie apărate. Lorena, am avut o emisiune întreagă unde am vorbit și despre acțiunile pe plan intern. Să știți că cu câteva luni în urmă, chiar înainte de război, am avut o discuție de suflet cu diaspora noastră din Germania. Și am fost acolo la Consiliul de Asociere, de aceea eram
mai mulți miniștri, era și ministrul Spătaru, ministrul Protecției Sociale, Muncii și Protecției Sociale, era și domnul Popescu, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Și am vorbit despre creșterea pensiilor, despre eliminarea schemelor, despre scoaterea Moldovei din izolare. Și la sfârșit cineva m-a întrebat, credeți că va fi suficient? Așa este contextul. El este foarte dificil. Eu nu cred că Moldova a mai avut vreodată timpuri atât de complicate nu, din perspectivă geopolitică. Cu siguranță să știți nu. Că vom avea stagflație, un fenomen complicat pentru toată lumea. Să știți că, da, ne confruntăm cu probleme de securitate energetică. Dar eu vreau să asigur cetățenii Republicii Moldova că ei au un guvern care în fiecare zi muncește și se gândește cum ar putea acționa mai bine în interesul național, în interesul cetățeanului. Eu sper ca aceasta să fie suficient. Forța fermierilor spune că mâine va face un protest de avertizare în mai multe raioane, pentru că lipsește dialogul cu conducerea pe revendicări. Am discutat chiar astăzi cu ei și îmi pare rău că se pare că există și o anumită motivație politică, pentru că am făcut o analiză împreună cu Ministerul Agriculturii, președintele Comisiei Agricultură din Parlament. Deci am venit cu sugestia ca să acoperim pentru unele categorii de agricultori 100% din acciza pentru motorină, vom relua exportul la făină, vom începe, deci vom lua în considerație și vom vedea când exact este momentul potrivit să reluăm exportul la grâu. Eu vreau să reamintesc că noi suntem guvernul care am crescut fondul de subvenționare în agricultură cu 60%, care a ajuns la 1.750 de milioane de lei. Uh-huh. Am orientat pentru prima dată resurse din acest fond de subvenționare pentru subvenționarea dobânzilor la mijloace circulante. Considerați că aceste fondul revendicări de ale lor, garantare, pentru că sunt multe. Bine, trebuie și trebuie să vorbim cu toți agricultorii și da, este complicat, da, au crescut prețurile și pentru alți antreprenori au crescut și pentru consumatori. Deci trebuie să vedem care este echilibrul social și solidaritatea pe care o putem demonstra în aceste timpuri. Știu că toată lumea vă întreabă despre remanieri. Da. Despre asta se vorbește practic peste tot. Întrebarea este, dumneavoastră sunteți mulțumită de echipa pe care o aveți, de activitatea miniștrilor pe care aveți în subordine, dar vă rog un răspuns scurt. Despre remanieri se vorbește de când a fost, de când a preluat mandatul guvernul. Într-adevăr, cred că și unii miniștri își dau seama că după 10 luni așteptările erau mai mari și voi urmări cu atenție deci cum evoluează lucrurile și dacă va fi nevoie, vom face și remanieri. Dar sunteți mulțumită de activitatea miniștrilor? Sau încă? Sunt anumite domenii unde aș vrea acțiuni mai hotărâte, comunicare mai bună și miniștrii cunosc acest lucru. Dar unde sunt domeniile? Care sunt acestea? Unde? Vom vorbi despre aceasta atunci când veți anunța. A venit timpul. Da. Am văzut o postare a lui Ion Sturza. Noi am ieșit din timp. Eu mă străduiesc foarte repede. Care spunea așa că pe fundalul unor succese extraordinare în materie de politică externă, guvernul devine tot mai reactiv cu o structură moștenită de la Plaha, care la timpul său a simplificat funcțiile pentru a controla de unul singur fluxurile de bani, cu unii miniștri incompetenți, iar alții aroganți și nociv pentru opinia publică, scrie domnul Sturza. Putem noi la infinit să dăm vina pe război, inflație importată, conjunctură nefastă și să creăm speranțe că zagranița n-am pamojit, omul stă în fața problemelor și așteaptă, dacă nu soluții imediate, măcar un gest de solidaritate și empatie.
Cum vedeți dumneavoastră acest mesaj? Că dacă nu vine de la guvernarea actuală, omul îl va căuta în altă parte și așa se ajunge la fugari și opozanți de duzină. Vom face totul posibil ca să oferim cele mai bune soluții pentru cetățeni. Noi avem mai multe programe pregătite. De fiecare dată, noi și noi crize ne-au dat peste cap planurile de planificare strategică, de planificare pe termen lung, dar în foarte scurt timp vom veni cu proiecte adiționale, inițiative adiționale pentru a crește veniturile cetățenilor, pentru a oferi suport în această perioadă dificilă, dar și foarte important, pentru a schimba sistemul pe termen lung. Spuneți-mi, vă rog, foarte mult, încă un lucru mai aveam de întrebat, dar haideți să trecem la securitatea statului Republicii Moldova, că am vorbit despre securitate energetică, avem un război aici, lucrurile se precipită, există riscul ruperii frontului și să se ajungă la Odessa, iar pericolul pentru Republica Moldova crește. Întrebarea este ce facem noi și acest lucru, această întrebare este pusă tuturor din conducerea Republicii Moldova. Noi auzim, există scenarii 1, 2, 3, așa mai departe. Ce facem în cazul unui atac? Suntem conștienți că nu are cine să ne apere. Armată nu avem, armament nu avem. Deci, în primul rând, după cum am spus, noi facem totul posibil ca să menținem situația calmă și să menținem pacea și securitatea, să nu permitem acțiunilor militare să escaladeze pe teritoriul Moldovei, fie pe dreapta, fie pe stânga Nistrului. Dar nu depinde de noi. Acesta este obiectivul principal. Da, într-adevăr, foarte multe depind de evoluția situației din Ucraina. Între timp, lucrăm la sporirea rezilienței statului, instituțiilor statului, primim un anumit ajutor, inclusiv pentru fortificarea frontierelor, pentru sporirea capacităților Ministerului Apărării, cu aceste ajutoare care au fost deja anunțate, da, pentru armament non-letal, da, și așa mai departe, pentru comunicare, da, pentru servicii medicale, pentru servicii inginerești, facem tot posibil ca să compensăm pentru 30 de ani de inacțiune sau acțiuni nehotărâte care tot erau dictate de da, anumite interese. Se gândește Republica Moldova în perspectivă la aderarea la NATO și renunțarea la acest statut de neutralitate care, firește, nu ne apără? Noi avem acest statut de neutralitate care nu este doar o declarație în Constituție. Acest statut este încălcat, susținut de populația Republicii Moldova. Și încălcat. Și este o alegere a oamenilor. Da, dar cei care au avut garanții de securitate tot se trezesc că aceste garanții sunt încălcate. Deci nu există o cale corectă sau incorrectă. Evident că trebuie să facem Finlanda, o nouă evaluare. Și Suedia repede s-au aliniat și Finlanda au înțeles. Și Suedia sunt într-o altă situație decât Republica Moldova, și geografic, și dacă este să vorbim despre reziliența lor economică, despre calitatea de membru în structurile europene. Deci, noi, evident că trebuie să facem o reevaluare, trebuie să ne întrebăm dacă conceptul nostru de securitate trebuie schimbat. Și asta se întâmplă, dar da, am văzut nu că putem a crescut să, un pic bugetul să pentru vorbim despre o reevaluare a statutului de neutralitate atunci când el este în Constituție și este susținut de populație. Da. Am înțeles. Este clar că până acolo e cale foarte, foarte lungă.
Ideea era, mai aveam întrebări, să știți, sunt și, de, și, și pe Facebook unele întrebări, dar totuși aș vrea să vă întreb, printr-o hotărâre, guvernul a decis majorarea salariului minim garantat de la 2935 până la 3500 de lei, începând cu aprilie. Hotărârea a fost publicată în Monitor. Pe 13 aprilie, la finalul ședinței, s-a decis chipurile ca să se recomande unităților din sectorul real, dar aici intră atât întreprinderile de stat cât și societățile pe acțiuni, unde statul are capital, da? Mărirea salariului de la 1 a 7. Care este, și asta e indicat în procesul verbal al ședinței guvernului. Nu. Este, deci, ceea ce am solicitat în ședința guvernului este ca sporirile de salariu în organizații cum ar fi, să zicem, CNAM-ul, da? Casa Națională de Asigurări în Medicină, unde salariile sunt legate de acest salariu minim în sectorul real 3500, să fie revăzut mecanismul ca să nu crească prea mult salariile în sectorul public, adică acolo unde ele sunt înalte. Deci rămâne... Deci trebuie pur și simplu să găsim un echilibru, pentru că noi acum facem pași treptați ca să-i ajutăm pe cei care au cel mai mult nevoie de ajutor. Da. Deci am crescut salariul minim în sectorul real, am crescut salariul minim în sectorul public, ne preocupăm ca să fie găsit un echilibru, să nu crească prea mult salariile care sunt mai mari decât media în sectorul public, dar suntem și într-un exercițiu de evaluare a tuturor posturilor în sectorul, deci a tuturor funcțiilor publice și neapărat vom veni cu creșteri de salarii în sectorul public. Încercăm să venim chiar din toamnă cu anumite majorări și cu un sistem reformat, pentru că avem foarte multe probleme cu această lege 270. Da. Deci încercăm să venim cu un sistem reformat în anul 2023. Deci aici înțeleg că s-a strecurat o inexactitate, nu s-a înțeles corect. Da. Republica Moldova va primi 40 de milioane de euro pentru dublarea bugetului militar. Sunt împrumut sau donație? Declarația aparține președintelui francez Emmanuel Macron. Sunt donație. Este noul instrument pentru pace a Uniunii Europene. Și cu ce anume, cum îi vom folosi? Avem deocamdată definite anumite ajutoare non-letale despre care am vorbit deja, deci pentru rețelele inginerești, pentru comunicare, pentru serviciile medicale, dar urmează să continuăm discuțiile, să vedem cum sunt utilizați acești bani. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru participare, v-am așteptat mult timp, în sfârșit s-a produs, dar cred că foarte curând ne vom întâlni din nou, pentru că rămân a fi multe lucruri încă nediscutate. Mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit în această seară. Ne vedem lunea viitoare. Vă doresc o săptămână liniștită.